Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Vladimir Putin face astăzi 70 de ani și este într-un moment critic. Războiul pe care l-a început în Ucraina l-a izolat internațional, iar pierderea acestuia îi erodează puterea în țară în ciuda propagandei. Dar el nu exclude folosirea armelor nucleare și președintele Biden a confirmat astăzi acest lucru. Astăzi o să vă invit să-i facem un portret alături de profesorul Armand Goșu. Salutare, mulțumesc că ați venit. Mulțumesc pentru invitație. Dar înainte, oameni buni, trebuie să plecăm de la acest premiu Nobel care este dat unui om mai puțin cunoscut, Ales Biliatski, un belarus, înțeleg, un bielorus? Un lider al mișcării civice din Belarus, un om care e pe baricade dinaintea perestroicăi lui Gorbaciov de la începutul anilor 80, care a fost închis de două ori în urma unor acuzații regizate, presupuse chipurile sustrageri de la plata impozitelor, și care iar se află în închisoare. Deci a fost un proces în 2011 până în 2014, a fost eliberat și anul trecut, în vară, a fost arestat a doua oară. El face parte din acel comitet care nu conduce mișcarea de rezistență, comitet înființat, un fel de guvern exil, numai că n-a plecat nicio secundă din Belarus, care este coordonat de doamna Tihanovskaya. Doamna Tihanovskaya fiind contracandidata lui Lukashenko la alegerile din august 2020. Are o viziune anti-Putin acest om? El are o viziune anti-Lukashenko, el e din Belarus, el are o viziune democratică, are o viziune pro-occidentală, vede țara sa, Belarus, Republica Belarus, alături de, în familia democrațiilor occidentale. E un profesor, e un scriitor, a fost, dacă mai țin eu bine minte, și președinte al Pen Club din Belarus, la un moment dat, e o persoană excepțională care împlinește 60 de ani, deci el e foarte cunoscut în Belarus. Nu are nimic spectaculos ca lider politic, nu poți să-l bănuiești de egoism. E un om care, să spun, se pune pe sine în spate și luptă pentru principii. Un om care crede în principii, vine dintr-o altă generație, în generația noastră mai degrabă, care am devenit adulți înainte de 1989. Și celelalte două asociații sunt foarte importante. E vorba de Memorial, asociație care a fost închisă în Rusia, înființată în 87, în contextul reformelor lui Gorbaciov, a fost condusă de Andrei Saharov, cel mai important dizident din spațiul estic, și apoi după moartea lui de Elena Bonă, soția lui Saharov. Armand Goșu, astăzi o să ne îndreptăm însă mai mult către Vladimir Putin. Trebuia să punctăm acest moment în spațiul estic, câștigător al premiului Nobel pentru pace, Ales Biliatski. Ce-i cu anunțul acesta al domnului Biden, care spune că nu exclude ca Putin să folosească arme nucleare? Ce înțelegi de aici? Cred că poziția președintelui american trebuie luată foarte în serios când a spus că suntem mai aproape ca niciodată de o criză de anvergură celei din 1962, mai aproape ca niciodată de un război atomic. Înseamnă că lucrurile chiar stau rău, sunt mai mult decât amenințătoare pentru, să spunem, întreaga lume, pentru că aici nu e o problemă că dai cu nucleara și nu fugi. Te aștept să... Deci, cu siguranță, informațiile pe care le are președintele american, evaluările experților de la Comitetul Național de Securitate indică faptul că suntem foarte apropiați. Acum, sigur că sunt mai multe scenarii, aici intrăm într-o zonă cu... Sigur, dar tu ce percepi? Tu ești un om care urmărește spațiul rusesc cu atenție. Ce percepi tu de acolo? Adică ei ce spun? Analiștii, oamenii care vor...
Asta e subiectul de dezbatere în Rusia de, din 30 până astăzi, 30 septembrie, din momentul în care Putin a declarat că acele regiuni în care parțial s-au făcut acele pseudo-referendumuri sunt anexate de Rusia. Asta e, asta e principalul subiect. Putin va lovi cu nucleara în Ucraina sau nu? Și aici apar tot felul de cercetători, tot felul de analiști, tot felul de fizicieni atomiști și vin explicațiile. Ce înseamnă? Cu ce ar putea lovi? Până la urmă am aflat de multe date tehnice în săptămâna care s-a scurs de la discursul lui Putin, încât vrei să devin expert în energie atomică. Deci se discută de, inclusiv... Nu, foarte serios, foarte serios, cu oameni extrem de competenți. Eu vorbesc de o presă rusă, de opoziție, care face emisiuni din străinătate. Nu vorbesc de presă moscovită, sigur urmăresc și pe aia de acolo de la începutul conflictului, principalii propagandiști ai Kremlinului, și amenință acum, cu bomba nucleară. Scuză-mă că te întreb, dar cum arată scenariul ăsta? Adică, din ce citești? Nu, aici sunt multe scenarii. Explică-mi unul dintre ele, adică ce s-ar putea? Păi, sunt scenarii potrivit cărora Putin, dacă ar ordona, nu ordonă deocamdată, pentru că dacă ar ordona, el riscă ca ordinul lui să nu fie executat. Pentru comanda, e un lanț de comandă complicat, adică nu e Putin că apasă pe un buton și pleacă racheta dintr-un buncă, nu, exclus așa ceva. Acolo, el dă comandă și mai sunt încă 4 niveluri, în total sunt 5 niveluri care trebuie să confirme comanda. Atenție. Deci e Putin, e ministrul apărării, e șeful statului major, e comandantul trupelor strategice, cele care au acest armament nuclear, este așa, direcția 12-a din ministrul apărării, ceva de genul ăsta, și cel care pur și simplu de la unitatea respectivă execută comanda respectivă pentru care primește ori. Or, acest lanț de comandă poate să nu funcționeze în cazul lui Putin, sau e alt scenariu, să zicem, în care funcționează acest lanț de comandă, se dă comanda, deci până jos și pentru a pleca, pentru a lovi. Aici poate să fie rachetă, poate să fie avion, poate să fie inclusiv încărcătură de piese de artilerie. Adică un obuz de artilerie mare poate să aibă încărcătură atomică. Nucleară în sensul ăsta. Acum. Dar poate că nu funcționează și atunci am mai avut cazuri în acest război în care pur și simplu racheta s-a întors și a lovit baza de la care a fost trasă. Deci orice scenariu, pentru că nimeni nu are vreo garanție. În Rusia nu funcționează nimic. Nu o să-mi spuneți mie acum că singurul lucru care funcționează bine e arsenalul atomic. Bun. Astăzi am plecat și de la ideea asta că îi facem un portret lui Vladimir Putin. Înainte de a trece la dezbatere, să mai adresez o întrebare. E un om rațional, Putin, astăzi? Azi face 70 de ani, să zicem asta. E rațional? Aici cred că e o unanimitate și în presa rusă și în presa internațională că nu e rațional. Nu e rațional. Nu, nu e rațional. Dacă ar fi fost un om rațional, sigur, și în România, și în străinătate, mulți au spus că nu va declanșa războiul, că e un lider rațional, că... Nu e rațional. N-a fost rațional nici acum un an, nici acum 2 ani, nici acum 5 ani. A luat decizii la limita raționalității și care de multe ori depășeau această linie fină, roșie, trecând în irațional. Numai că lumea a închis ochii, a ridicat din numere, a zis, trebuie să ne adaptăm noi la Putin, dar și decât Putin la noi, și am ajuns unde am ajuns. Am să spui căștile, te rog frumos, trecem la dezbatere. 0372069599. Ce credeți de Vladimir Putin astăzi la 70 de ani? Mai este acesta un politician rațional? Și vă întreb și cum se va sfârși domnia sa. Așadar, 0372069599. Această emisiune este și pe Facebook. Nu uitați, puteți să ne sunați sau să ne trimiteți mesaje acolo și avem și un număr de WhatsApp, revin la el. Ioan, salutare, bine ai venit la România în direct cu Armand Goș. După 25 de ani am reușit să intru și eu în direct. Și sănătate domnului Armand Goșu. Mulțumesc și dumneavoastră. Și dumneavoastră sănătate. Vă ascultăm. Vă mulțumesc că mă înspăimântă. Am făcut armata, am făcut stagiu militar, mă înspăimântă Putin. E chiar de groază. Deci nu știu ce să mai cred. Dar... cel mai bine ar fi să
să îi se pună acolo un steag cu o cruce neagră. Asta e părerea mea. Altceva nu mai am de comentat. E, nu știu, e mai rău decât Stalin, decât Hitler. Da, nu știu. Da, e... Ăsta a fost comentul meu, Cătălin. Da, îl trecem ca atare. Îl treceți ca atare, dar e, nu știu ce să spun. Am citit și un articol astăzi dimineață pe Adevărul. Nu comentez, dar da. Părerea mea asta e. Mulțumesc tare mult, Ioan. George, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, vă salut pe dumneavoastră, ascultător și invitatul dumneavoastră. Putin, eu cred că este un criminal cu sânge rece. Criminal care își calculează foarte atentos pașii. Nu cred că va fi dat jos din Rusia. Să nu uităm soțiile care își îndemnau soldați să violeze folosind prezervativ. Deci are o susținere de peste 80%. Nu cred că va fi dat jos de către populație sau un eventual puci. Cred că putinismul sau cred că Rusia ar trebui declarat stat terorist și cred că ar trebui să începe noi europene și americani să-și facă un pic curat prin țară, să ne facem să eliminăm pe toți spionii lui Putin pe cât posibil. Eu cred că suntem în plin război numai când noi nu ne dăm seama. E un război asimetric, nu e un război cu arme pentru restul lumii, dar se cheamă război asimetric. Cu atacuri teroriste, ai văzut conductele sărite în aer, cu atacuri ideologice, dacă vrei, cu ajutorul digitalizării, se poartă lucrurile astea. Ce vreau să știu eu astăzi de la tine este cum îl vezi pe Vladimir Putin, dincolo de, sigur, ștampila asta pe care ai pus-o de criminal. E rațional? Nu e? El folosește și că mereu se lăuda când era copil, urmărea șobolanul care era încolțit și în momentul care era încolțit ataca. El cam așa s-a ghidat. El se simte în paranoia lui, se simte încolțit. Și nu cred că va ezita să folosească bomba atomică. Nu cred că va ezita. Deci el ar face orice. Este acel șobolan care el se vede încolțit de către ceilalți, dar el singur s-a încolțit. Da. Te ascult și am o curiozitate și către Armand Goșu. Populația din Rusia are acces la netul, la internetul liber din țări democratice? Dacă vrei. O parte cu VPN, da, o parte are, mai ales generația nouă. Tinerii știu să folosească VPN-ul și citesc știri. Adică am prieteni acolo care mai discut și care îmi confirmă că știu ce se întâmplă acolo și că studenții lor, la rândul lor, știu ce se întâmplă în Ucraina. Și atunci susținerea de care vorbește George, de ce e atât de puternică? Nu cred că e vorba de 80%. Acum Centrul Levada, un institut de sociologie ceva mai serios, indică undeva la 70%. Aici e vorba de manipulare, de propagandă. Propaganda mare se face nu atât online, cât se face pe televiziuni. Și trebuie să ținem seama de faptul că marea majoritate a populației își ia informațiile de la televizor. Vorbim de o țară mare, cu 11 fusuri orare, cu 145 de milioane de oameni, deci o masă enormă, vorbim de televiziuni care au zeci de milioane audiență, de milioane de telespectatori audiență și de oameni care sunt foarte buni, ași în propagandă și în manipularea publicului. George, crezi că mâna asta întinsă de Statele Unite, pentru că președintele Biden și ministrul de externe au dat de înțeles că s-ar putea întâlni cu președintele Putin, e binevenită? Da. Cred că e binevenit, dar să, la negocieri să nu lase garda jos. Adică nu știu ce ar putea negocia cu un criminal, cu unul care a făcut genocid, care face genocid fără să clipească. Nu știu ce ar putea, cum l-ar putea scoate, cum ar putea ieși el, ce traseu de salvare. Adică să-i dea bucăți din Ucraina, asta e singura lui salvare, să rămână cu ce a ocupat sau ce mai controlează. Nu știu cum se va putea... E întrebarea pe care ne-o punem cu toții, Armand Goșu. Deci cum o să fie? Da. El va vrea cele patru regiuni. Puțin probabil să aibă loc o astfel de întâlnire, o astfel de negociere. Nu cred că astăzi cineva își mai permite să negocieze. Domnule profesor, dacă ar avea o astfel de întâlnire, nu cumva iar l-ar relegi
perfect de acord cu dumneavoastră. Pe care i-a făcut-o Biden anul trecut, când s-au întâlnit, când major, a fost sfătuit să nu se întâlnească, dar totuși, acum un an, doi ani, nu mai știu când. Dacă la ori, dacă atunci, la mijlocul lunii iunie anul trecut, acea întâlnire era, avea o logică, nu era problemă de relegitimat, de legitimat Putin. Sau, după ceea ce s-a întâmplat, începând cu 24 februarie, dar și înainte, chiar din noiembrie-decembrie anul trecut, toate lucrurile astea fac în orice întâlnire cu Putin și orice negociere cu Putin să n-aibă rațiune. Și atunci cum se va sfârși? Să negociezi un tip de comportament pe arena internațională. Atunci, păi, în condițiile astea, e greu de imaginat un alt scenariu decât escaladarea conflictului. Deci trebuie să ne uităm ce se întâmplă acum pe linia frontului. Avem o ofensivă cu succes ucraineană pe toată linia frontului. Occidentul nu are decât să sprijine în continuare armata ucraineană cu arme moderne, capabile, cu muniție, ca să avanseze. Deci nu luptă acolo americanii sau canadieni, nici luptă ucrainienii care își apără propria lor țară. Singurul lucru pe care poate să-l facă Occidentul în momentul ăsta este să ajute Ucraina. Și asta și face. Ca să te duci să negociezi cu Putin, ce să negociezi, ce să detensionezi, ar fi absurd și n-ar avea nicio rațiune. Mulțumesc tare mult, George. Flori a venit la România în direct. Salutare, Flori. Ne auzim? Alo, bună ziua! Bună ziua, Florii! Ești la România în direct. Cum îl vezi pe Vladimir Putin la 70 ani? Mulțumesc mult! Bună ziua! Așa, ce aș vrea să vorbesc? Putin, după mine, are tulburări mentale de foarte mult timp, nu de acum, de când a început conflictul în Crimea. El de atunci a început să aibă tulburări mentale, da? Eu vreau să vă spun ce s-a întâmplat în familia mea. Deci, soțul meu, care era o minte luminată, a început să aibă criză de paranoia în jur de 68 de ani, da? Deci, dacă vă spun că e o minte luminată, nu vă spun numele, dar vreau să vă spun ce a lăsat în România, da? A fost șeful de proiect la rafinăriile din Teleaze, șef de proiect la media, șef asistenței medicale, asistenței tehnice de la Apă Grea, da? Îmi pare rău deci de... era o minte... minte luminată. Și, da? Adică îmi pare rău și de ce aud de la dumneavoastră. Problemă. Dar care e legătura cu Putin? Încerc să... Ce vreau să vă spun, pentru că aceste turburări, el a început în jur de 68 de ani să aibă crize de paranoia, da? Soțul meu, da? Deci, aceste crize încep mult mai devreme, nu că are el acum 70 de ani, da? Încep mult mai demult. Ce aș vrea să vă spun, ar trebui să se pună o limită de vârstă până pot candida aceste persoane care conduc... Mi-e teamă că în Rusia asta e foarte puțin probabil. Dar mulțumesc tare mult, Flori, pentru punctul tău de vedere. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Uite, am și un mesaj de genul ăsta, Arman Goșu, aici pe WhatsApp. Cineva spune, dacă nu se băga nimeni să furnizeze armament Ucrainei, Putin își vedea de treabă și își atingea obiectivele, iar noi, toată populația, nu sufeream cu atâtea scumpiri și nu stăteam așa în stres, zice Alex din București. Ei, asta nu a scumpir. Să știți că n-au venit de pe urma războiului, nici criza energetică nu a început din cauza războiului, deci trebuie să exagerăm. Nu război e de vină pentru tot. Am legătură cu armamentul, cu occidentalii care dau armament. Am să știți că principalii furnizori de arme sunt rușii. Mai mult de jumătate din tancurile pe care astăzi le folosesc ucrainienii sunt tancurile lăsate, abandonate de armata rusă. Deci, Lend-Lease-ul american este de departe bătut de Lend-Lease-ul rusesc. Pur și simplu a fost armament abandonat. Acum la Izium, la Liman, inclusiv tancurile de ultimă generație, T-90. Lucrurile astea se știu. Cele mai multe arme și muniții ucrainienii le-au primit de la ruși. Radu, salutare, ești la România în direct.
Bună ziua, mă bucur să vă aud și mă bucur să fiu în direct. Felicitări pentru emisiune. Eu vreau să aduc în discuție următoarea chestiune, și anume, după părerea mea, cuvântul cheie, cuvântul de ordine, este Cuba. Îmi place să cred că administrația americană, în primul rând, pentru că ei sunt, americanii sunt singura contrapondere reală la amenințarea pe care o reprezintă Putin. Îmi place să cred, spuneam, că americanii și-au învățat lecția în sensul că acea criză a rachetelor din Cuba a dus omenirea pentru prima oară în era atomică în postura. Și care ar fi concluzia? Adică, bun, și-or fi învățat, nu și-or fi învățat, care e concluzia ta în acest moment? Adică, ce te aștepți să facă americanii? Ceea ce mă aștept, apropo de amenințarea lui Putin cu arma nucleară, este ca așa cum sugerai și tu la începutul emisiunii, americanii să conducerea, mă rog, adică cei implicați în lanțul de comandă nucleară rusească, să, dacă s-ar ajunge vreodată la acel scenariu catastrofic în care Putin să fie tentat să apese butonul, să-i se pună discret un pistol la tâmplă, așa cum s-a întâmplat și cu... Cui să-i se pună la tâmplă? Lui Putin? Așa cum s-a întâmplat și cu... Da. Lui Putin? E un pistol metaforic sau vă referiți la o încercare de azi? Bine, nu știu cât de metaforic a fost pistolul care i s-a pus la tâmplă de către cei din politbirou. Există așa întâmplare? Stați că am aici un om care trăiește cu jumate de creier în Rusia și a făcut studiile acolo, parte din ele. Deci cum, există așa întâmplare cu Nikita Hrușciov amenințat de politbirou? Nu. Poți decizia lui Hrușciov, pur și simplu. A blufat și până la urmă sigur, aici e o discuție foarte lungă, dar ce a dorit Uniunea Sovietică și a obținut rachetele, retragerea rachetelor americane din Turcia. În fine, n-are rost să intrăm. Până la un punct sunt de acord cu ascultătorul nostru, pentru că la începutul crizei multă lume făcea o comparație între Cuba și Ucraina. Dar această comparație are niște limite, dincolo de care, sigur, lucrurile sunt extrem de diferite. Iar în legătură cu, să spunem, partea asta, amenințarea nucleară, lucrurile sunt destul de diferite, pentru că de aici nu se pune problema că americanii trimit în Ucraina sau rușii îi atacă pe americani. Deci, principalul, cum să spun, Rusia luptă cu Ucraina, Rusia agresează Ucraina și nu Statele Unite. Pentru că dacă începem să punem totul într-o paradigmă din asta ruso-americană, parcă acceptăm interpretarea lui Putin, lume, că el nu luptă cu Ucraina, vrea cu America. Multă lume așa și spune, și pe Facebook și pe mesaje, că e un război ruso-american purtat prin intermediul ucrainenilor. Vă spun, tocmai încercam acum 10 minute să vă spun, zic cu argumente, că principalul donor, cei care de unde da, armata ucraineană primește arme, e Rusia, prin fapt. Nu americanii sunt americani, nu văd ce interes ar avea în escaladarea acestui conflict, mai ales că nu, atenția administrației de la Washington încă dinainte de Trump s-a mutat spre Pacific, spre China, deci... Alexandru, salutare! Astăzi îi facem portretul lui Vladimir Putin, ne întrebăm dacă e rațional și ce decizii urmează să ia. Are 70 de ani președintele Rusiei. Ce crezi despre el? Alexandru? Alo, bună ziua, am scuze, eram atins, m-am să parte.
Da. Ne-am dat seama, da. Ce vreau să vă spun? Vreau să încep cu o mică paranteză, dacă permiteți. Carl Sagan, pentru toată lumea a auzit, el a spus la un moment dat, după ce a văzut poza sondei Voyager în 91, Pale Blue Dot se cheamă pe acea poză, unde practic Pământul este ca un pixel albastru, mai puțin din pixel. Acum vine și vă întreb, oare nebunul ăsta de Putin, în toată paranoia lui, asta nu știu cum să-i spun, nu-și dă seama cât de mici suntem. Noi ajung oare cele două continente pe care este situația, unde este singura țară din lume, dacă nu mă înțel, care este pe două continente. Și anexa și peninsula Crimea, cu câțiva ani, are deja o parte din Ucraina. Cât mai vrea să mai ia din bucătica asta de pământ pe care o împărțim cu toții de atâtea ani de zile. Acum revenim la chestia cu partea nucleară. Nu știu câte lume conștientizează cu adevărat ce înseamnă procesul fisiunii nucleare, da? Cred că toată lumea îi este mai mult sau mai puțin frică de un război nuclear. Dar nu știu, repet, câte lume conștientizează cu adevărat câte riscuri implică un atac nuclear și ce înseamnă o radiație ionizată, da? Ce înseamnă? Atât pe moment, cât și pe termen lung, foarte lung. Dar haideți să-mi toată un pic la Cernobâl. Practic, din câte știu eu, acea catastrofă din 86 a declanșat și... Cum se zic, am un lapsus, îmi se fuge. A declanșat destrămarea Uniunii Sovietice. Era Gorbaciov la putere, din 91, parcă. Haideți să ne întoarcem un pic în 2011 la Fukushima, în Japonia. Cât s-au ținuit japonezii să prevină acea catastrofă nucleară? Dar eu cred că multă lume... Eu cred că multă lume înțelege, tocmai datorită acestor accidente, înțelegem gravitatea acestui moment, de asta și discutăm atât de mult despre el, dar vedeți... Nu noi suntem cei care au pornit chestiunea asta, nu populațiile obișnuite. Asta e o discuție care poartă de la vârful unei țări. E adevărat că în țara numită Rusia, discuția asta este ca și cum am vorbit noi astăzi despre plagiate, da? Adică e ceva acolo ce nu... Mă rog, poate discuția la noi e mai liberă, poate e o greșeală din punctul meu de vedere. Dar stai o secundă cu noi, că vreau să-l întreb pe Armand Goșu, ce nu înțelegem noi la ruși din punctul ăsta de vedere? Adică ei cum pot să aibă atât de mare ușurință în a vorbi despre... Nu. Una e Putin, ce zice Putin, ce fac, tipul de acțiune al lui Putin. Și alta e, să spunem, la nivelul conducerii armate ruse sau în societatea rusă, acolo sunt oameni absolut raționali, cu care discut cum discutăm noi aici. Deci nu se pune problema că e o națiune întreagă de nebuni care abia așteaptă să dea foc, să aprindă fitilă, să arunce globul. Asta e, aici nu înțelegem noi. Dacă și ei înțeleg la fel de bine ca și noi ce se petrece, sigur, cu valențele naționaliste pe care le are fiecare popor și cu dorința lor de a se extinde și așa mai departe, totuși ei nu văd că e un punct de cotitură, adică suntem în pragul unui dezastru... Ei văd un punct de cotitură, numai că n-au ce să facă. Ce să facă? Și noi ce nu vedeam că un punct de cotitură pe urmă lui Ceaușescu și 87, 88, 89 și am așteptat să dea lovitura de stat și ne-a dat-o. Deci în tipul ăsta de regimuri politic, populația nu contează. Dorința ei, nu știu, poate să iasă în stradă să creeze un context favorabil pentru o echipă care să dea lovitura de stat. Asta așteptăm din partea. Problema că Putin și-a pregătit cu mult înainte acest război. A curățat societatea de orice posibil lider al opoziției, care în momentul ăsta ar fi putut să conducă opoziție împotriva războiului. Nici în anturajul lui nu există alternativ. El, din cauza acestei pandemii de COVID, în ultimii 2 ani, s-a înconjurat nu de foarte puțini, foarte loiali, oameni care gândesc exact ca el. Nu există părere alternativă, nu există analiză alternativă. Și el acum este și el șocat oarecum că realitatea nu ia forma pe care el o pretinde că ar trebui să aibă. Alexandru, uite aici un mesaj de pe WhatsApp. Federația Rusă are atât de puține valențe democratice încât nu poate fi condusă decât de un despot, preferabil unul mai iluminat decât Putin. Acel altul nu există conturat încă, din păcate.
probabil undeva în toată mulțimea oameni a Rusiei, eu cred că există, dar este înăbușit, cum au fost mulți alții care au încercat să spună câte un cuvânt care deranja pe cine nu trebuia. Acum mai am o singură întrebare la dumneavoastră, dacă îmi permiteți, cu asta închei ca să lăsa altă ascultător să mai spune câte ceva. Dumneavoastră m-ați întrebat pe mine ce părere am despre personajul în cauză Putin. Eu acum vin și mă întreb dumneavoastră, dacă Doamne ferește, ferească spunte, să ajunge la un atac nuclear din partea Rusiei, vă dați seama că sigur celelalte țări mari puteri, cum este SUA, cum este Germania și alte deținătoare de focoase nucleare, vor declanșa automat riposta. Dacă nu pot... Nu, să nu exagerăm. Americanii au spus, deci Germania nu are niciun armament nuclear, iar americanii pe care ați invocat primii au spus că ei nu vor răspunde nuclear, ci vor răspunde cu arme convenționale, iar Petreus și Ben Hodges au și spus care ar putea variante de posibile de răspuns ale armatei americane, care se referă doar la armament convențional, dar apropo de asta, asta nu vă garantează nimeni și nu garantează nimeni lui Putin că în momentul în care face acest pas, el personal nu devine o țintă a Occidentului. Pentru că în momentul ăla el deja devine, e mult prea periculos și cum să spun, există riscul să depășească această linie roșie care adică eliminarea fizică a lui Putin. Deci este posibil să fie eliminat fizic ca răspuns? Ca răspuns la un atac nuclear. În momentul în care el a trecut această linie, atunci Occidentul ar putea să spună, avem mână liberă, trebuie eliminat acest pericol. Putin e un pericol pentru, nu pentru pacea în Ucraina, nu pentru Ucraina, nu pentru Occident. E pericol pentru întreg globul pământesc. Mulțumesc, Alexandru. Iacob, salutare, ai venit la România în direct. Bună ziua. Salutare, te ascultăm. Bună ziua, nu mi-am auzit numele. Vă salut, sunt deosebit de onorat să am ocazia să vorbesc. Întrebarea mea este, bine, în primul rând că e o afirmație care îmi place întotdeauna să o repet, că 95% din erorile de gândire sunt de fapt erori de percepție. Noi acum, ca simpli cetățeni, avem acces la puține informații și mare parte din ele sunt manipulate, așa încât avem, să zicem, cea mai bună șansă ca din universul informațional să alegem câte ceva. Punctul meu de vedere este că Putin ar trebui înțeles, pornind de la contextul în care apare și se permanentizează la puterea Rusiei. Pentru mine este cumva, aici e un semn de întrebare, eu nu știu dacă este capacitatea lui Putin în sine de a rămâne la putere atâta vreme, sau acolo, de fapt, este o masă critică de indivizi, care în momentul de față au acaparat puterea economică și politică și care, de fapt, duc țara în direcția asta. Opinia mea este că Putin, practic, este o chintesență a sistemului de securitate rusesc. Cred că poartă și un nume toată chestiunea asta, are un nume rusește, dacă nu mă înșel. Da, este pentru... Da, Silovichi. Pentru că e foarte interesant, dacă știți, Boris Nemtsov a dat un interviu cu câteva zile înainte de a fi omorât, sau chiar cu o seară înainte, în care a venit și a spus, tocmai în contextul ocupării Ucrainei, că armata rusă este pe butuci. A doua zi a fost omorât în piața publică. Problema e că adică putem să înțelegem din acest eveniment că de fapt starea armatei ruse era un secret de stat. Putem să o luăm și așa. Și atunci întrebarea este totuși ce a intenționat cu Putin invadând Ucraina. Adică de ansamblu toată lumea spune că practic vrea să refacă Uniunea Sovietică. În ideea că ocupă Ucraina. A încercat-o printr-un puci, nu l-a reușit. Un puci militar, adică Zelenski urma să fie omorât, asta e clar, și n-a reușit.
Apoi, din câte înțeleg eu, a trecut la planul al doilea, care cred era un plan vechi. Ocuparea jumătății Ucrainei până la Rodnitru. Dacă vă uitați la prima așezare a trupelor rusești în jurul graniței, cam asta era tendința. Și n-a reușit. În momentul de față, eu ce înțeleg din ce spune Biden este că Rusia în momentul de față este înfrântă. Uitați faptul că mai au teritorii ocupate. Rusia este înfrântă în momentul de față. Ok. Întrebarea este ce facem mai departe. Păi, astăzi mi s-a părut... până la capăt sau încercăm să ieșim din situație? Sau îi salvăm fața, cum s-ar spune în engleză. Sau salvăm cumva. Da. Problema este în momentul... adică, cum înțeleg eu lucrurile, este că în momentul de față avem o putere economică și politică care nu știm dacă este capabilă să furnizeze un substitut pentru Putin, dacă nu cumva colapsează în totalitate, pentru că Rusia în momentul de față este izolată politic, dă economic. Dă nevoie la un răspuns din partea lui Armand. Nu, ce scuze, da, ascultă. Încerc și eu să răspund, nu țin adevărul, mai ales în privința Rusiei, e bine să fii modest în previziuni. S-ar putea să fie și un scenariu pozitiv în care, nu știu, elita, că oamenii din jurul Kremlinului să-i ceară să negocieze o ieșire din scenă, pentru că, de fapt, toată problema e Putin acum. Putin este omul care împiedică orice negociere și cu ucrainienii și cu americani. Deci el ar trebui într-un fel urgent scos de acolo, din deșurubat, din fotoliul de la Kremlin. Ori singurul model de succesiune, de transfer de putere pe care el îl știe, cel din 99, când i-a luat locul lui Yeltsin. Asta înseamnă să fie un lider succesor care să îi dea lui garanții de securitate, că nu-l trimite a doua zi la tribunalul de la Haga, de pildă. Da? Ori, e foarte complicat la nivelul elitei politice din Rusia în acest moment, cu un Putin slab, să obțină aprobarea diverselor grupări. Că aici e vorba de oameni care stau în armată, de minister de intern, de lider regional din Siberia și Orientul Îndepărtat. Putin ar fi putut să facă așa ceva acum 2-3 ani, când era mai puternic, avea mai multă autoritate. În momentul ăsta el nu mai are autoritatea să facă un transfer de putere. Deci eu mai degrabă cred într-un scenariu violent, în care el e înlăturat violent și se va ajunge, există riscul să ajungem la un război civil, pentru că în spatele lui sunt mai multe grupări. E o grupare radicală care vrea bombă nucleară, nu doar peste Ucraina, atacat direct Occidentul, și este și o grupare rațională care vrea să scoată Rusia din această fundătură în care a vărât-o Putin. Mulțumesc tare mult și lui Iacob și lui Armand Goșu, dar mai avem 15 secunde, Armand. Mâna asta întinsă de Statele Unite se va concretiza, adică ar putea să aibă loc vreun fel de negocieri, discuții, chestiuni de genul ăsta între cele două părți? Nu cu Putin, deci nu acum. Da, dar mai târziu și cu alt lider. Ne oprim astăzi aici. Sper că această emisiune a fost edificatoare. Mulțumesc pentru prezență, profesorul Armand Goșu. România în direct revine luni. Ne auzim atunci. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.